au început pregătirile încă de câteva luni în urmă pentru ca anul acesta să renunțăm activitățile și evenimentele care au avut loc în anii trecuți. Anul acesta am organizat festivalul pentru copii și tineret, de la moșii noștri noi am învățat, dar luna august este destinată pentru de festival al nostru, Zilele Rezervației Forestiere, care e efectiv Zilele Comunei Tătăruși. Pe 19, 20 și 21 organizăm cea de-a noua ediție a festivalului Zilele Rezervației Forestiere. Acest eveniment va demara în ziua de vineri, pe 19, la Muzeul Satului, unde vom avea activități dedicate acestui eveniment, lansări de carte, expoziții de artă populară, expoziții de carte, expoziții de fotografie, comunicări pe teme de ecoturism, pentru că este un festival dedicat rezervației forestiere Pădurea Tătăruși. Apoi vom merge, ne vom deplasa în rezervația forestieră, unde, ca de fiecare dată, cu copiii din Tătăruși, dar nu numai, cu cercetașii, vom organiza concursuri de orientare turistică. Iar seara se va încheia în zona și pe scena special amenajată pentru acest eveniment, la Cruce, este seara tineretului, unde vor avea o discotecă în aer liber și, spunem noi, și alte surprize plăcute pentru tinerii din comuna Tătăruși și nu numai. Sâmbătă, pe 20, este ziua când vom face deschiderea oficială, începând cu orele 10, la Centrul Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruși. Și aici vom avea acel tedeum, pentru că orice lucru bun trebuie să înceapă cu rugăminte și o rugăciune pentru la bunul Dumnezeu. Apoi este Ziua Valorilor, un eveniment mult așteptat de copii, în special pentru că noi premiem pe cei mai buni dintre cei mai buni din copii din învățământul tătărușean, le oferim diplome, cărți, dulciuri, dar și o excursie gratuită undeva în țară. Vor fi alocuțiuni ale invitaților de onoare, ale cetățenilor de onoare ai Comunei Tătăruși, dar și probabil vom premia și vom felicita seniorii care și-au desfășurat activitatea de-a lungul timpului în instituțiile publice din Comuna Tătăruși. După amiază, începând cu orele 17, în locul numit La Cruce, pe scena special amenajată, va începe un concert dedicat acestui eveniment important pentru comunitatea noastră. Atât sâmbătă cât și duminică avem invitați atât artiștii locali, cu care noi ne mândrim și de fiecare dată la toate evenimentele ei sunt prezenți într-un parteneriat de promovare a localității noastre, dar și al lor, pentru că mulți dintre acești artiști și-au făcut debutul pe scena din Comuna Tătăruși și apoi au mers și ne-au făcut să ne simțim mândri, mergând, chiar ajungând vedete consacrate la nivel județean, zonal și național. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să dau numele artiștilor locali, dar și artiștilor naționali care vor face ca acest eveniment să fie un eveniment deosebit, mult așteptat de tătărușeni în special, dar și cei din zonă. Artiștii locali care i-am invitat și care au confirmat că vor fi prezenți sâmbătă și duminică, pe 20 și 21, sunt, încep cu Cristinel Iordăchioaie, cu Ionuț Sârbu, cu Mădălina
Avădănii și Andreea Onicianu sunt noile prezentatoare ale acestui eveniment. Știm la edițiile trecute, prezentatoarele evenimentului au fost Georgiana Roșu Catâru și Codruța Filip, care efectiv a ajuns o vedetă națională și care va fi prezentă la Tătăruș la acest eveniment. De asemenea, Georgiana Roșu, Nicoleta Dogaru, Maria Roșu, Roxana Poiană, Andreea Poiană, Ștefan Todică, Cristina Marea și, bineînțeles, ansamblul folcloric Bucovina Mică. Vreau să vă spun că la acest spectacol, la acest concert, vor participa artiști de talie națională, atât de muzică populară, cât și muzică ușoară. Andreea Haisan, Oana Tomoioagă, Alexandru Brădățan, nelipsitul Alexandru Brădățan, care a făcut un spectacol deosebit atât la Tătăruș, dar și la zilele municipiului Pașcani. O noutate și o premieră pentru noi este Cornelia și Lupu Rednic, îndrăgiții artiști. Cum spuneam, Codruța Filip, Mișa, Oana Sârbu, Anda Adam și vedeta acestui spectacol este formația Voltaj. Acestea sunt artiștii care vor evolua în zilele de sâmbătă și duminică pe scena special amenajată la cruce în vatra satului. Vă așteptăm cu mare drag, dragi tătărușeni, de acasă și de pretutindeni, din țară, dar și de peste otare. Știm că luna august este luna când tătărușenii care sunt plecați afară vin acasă să-și viziteze prietenii, rudele și cei dragi. Este și unul din motive pentru care desfășurăm acest eveniment în luna august. Dar cu mare drag îi așteptăm pe toți deopotrivă, dar și pe cei din jurul și din județele limitrofe, pentru că în anii trecuți la acest festival au participat câteva mii de oameni care s-au bucurat alături de noi de acest eveniment deosebit pentru comunitatea noastră și pentru zonă. Deci vă așteptăm cu mare drag pe 19, 20 și 21 să ne bucurăm împreună. Vreau să mulțumim în special sponsorilor care ne-au ajutat și anul acesta pentru a desfășura acest eveniment. Fără acești sponsori nu puteam să susținem activitățile pe care noi le organizăm cu prilejul zilelor rezervației forestiere Pădurea Tătăruș. Și vă rog să-mi permiteți să îi citesc pe sponsorii principali: Bogdi Trans SRL, Echisam SRL, Oli Construct SRL, Proinvest SRL. Și mai sunt și alți sponsori, aceștia sunt sponsorii principali. Vreau să mulțumesc de asemenea încă de la început partenerilor media care popularizează acest eveniment și aș începe cu Telemoldova, cu Actualitatea TV, cu Beat Pașcani, cu Jurnalul Regional, dar și cu Radio România Iași.